preacucernici părinți, iubiți frați și surori împreună rugători, parabola care s-a citit astăzi la Dumnezeiasca liturghie este numită parabola bogatului căruia i-a rodit țarina. Este consemnată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în capitolul 12, versetele 16 până la 21. Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus celor care îl ascultau această pildă. Un om bogat a avut o țarină, iar acestuia, această țarină i-a rodit din belșug. Și el cugeta în sine zicând, ce voi face că n-am unde să adun roadele mele? Și a zis, aceasta voi face. Voi striga hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Iar Dumnezeu i-a zis, nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău și cele ce ai pregătit ale cui vor fi. Așa se întâmplă cu cei ce își adună comori sieși și nu se îmbogățesc în Dumnezeu. Preiubiții mei, bogatul căruia i-a rodit țarina, nu doar că l-a exclus pe Dumnezeu din ecuație, din viața și planurile sale, ci s-a substituit lui Dumnezeu, proniatorului și creatorului nostru. S-a considerat el însuși Dumnezeu în propria sa viață și în propriul său destin. A considerat că este foarte puternic și poate să construiască noi hambare și nu s-a gândit doar la trupul său, ci s-a gândit și la sufletul său, crezând că sufletul său se va putea desfăta cu bunurile acestea pământești. Nu s-a gândit că hrana sufletului este hrana cerească, nu este cea pământească. Cu alte cuvinte, stricându-și hambarele și dorind să-și construiască altele noi, dorea să construiască o nouă lume, o lume centrată pe el însuși și nu pe Dumnezeu. Care a fost gândul lui în trufia nebunească? Să se desfăteze sufletește cu cele materiale, cu cele perisabile, cu cele trecătoare. Ori Domnul l-a mustrat spunându-i acest cuvânt atât de apăsător pentru care noi înșine suntem judecați. Dacă spunem semenului nostru nebun, ne spune Domnul în Evanghelie, vrenici suntem de pedeapsa cea veșnică. Însă, în trufia gândirii sale, iată, acest om s-a îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, considerându-se el însuși Dumnezeu. De aceea, această mustrare se adresează
nebuniei trufașe a bogaților care în această lume nu se străduiesc să se îmbogățească în Dumnezeu. În această noapte sau în această clipă sau în orice vreme sufletul nostru poate fi luat de la noi și cele adunate cu atâta nesați, cu atâta egoism, ale cui sunt. Toate sunt perisabile în această lume. Cele adevărate sunt bogățiile veșnice. Aceasta este adevărata noastră bogăție. De aceea, contul nostru pe care îl putem deschide și care întotdeauna își cere dobândă, este contul de la banca cerului, fiindcă Dumnezeu nu rămâne niciodată dator. Acolo ne adunăm adevăratele noastre bunuri, acolo ne adunăm adevărata noastră bogăție. Preiubiții mei, oare parabola bogatului nemilostiv căruia i-a rodit țarina este și parabola acestei lumi moderne și postmoderne? Da, este. Fiindcă iată, această lume încearcă să demoleze, să strice hambarele vechi și să clădească, să construiască altele noi. Adică să le strice pe cele vechi pentru noile fundamente în care omul este în centru și nu este Dumnezeu. În această lume este foarte multă prosperitate, este mult progres tehnic, însă este aproape întotdeauna exclus Dumnezeu. Este întotdeauna omul pus în centru preocupărilor și se consideră că totul îi se datorează omului și nu lui Dumnezeu. Este o mare înșelare, prea iubiții mei. Așadar, să ne îmbogățim duhovnicește, în primul rând, iar dacă putem să adunăm cele materiale, să le adunăm cu multă măsură, cu mult discernământ și să ne gândim și la cei de lângă noi, cei care sunt în suferință și care au nevoie de bruma noastră de milostenie. Vă felicit și vă binecuvântez pe toți cei care, iată, v-ați alăturat în campania noastră din această perioadă a postului Crăciunului de a îmbrăca copilașii săraci în prag de iarnă. Pe toți cei care v-ați adunat, nu doar din Episcopia noastră Europei de Nord, ci și din alte locuri, ca să adunăm îmbrăcăminte și să adunăm cele necesare pentru familiile sărace din România. Această milostenie pe care o oferim celor care au mai puțin decât noi, rămâne, preiubiții mei, acolo, într-un depozit sigur, unde tâlharii nu risipesc și fură bunurile și unde rugina nu le strică. Acolo este comoara noastră, acolo trebuie să fie și inima noastră. Și acesta este îndemnul meu final, să ne îmbogățim întotdeauna în Dumnezeu. Iar în Dumnezeu nu ne putem îmbogăți decât atunci când suntem la oaltă, în comuniune de rugăciune și devenim purtătorii de Hristos, adică aici, la liturghie, ne împărtășim cu trupul și sângele Lui. Ce primim într-un noi? Primim viața. Trebuie să fim plini de viață și de curaj, fiindcă însuși Hristos este curajul nostru. Primim bunătatea, trebuie să fim cu bunătate și milă față de cei din jurul nostru. Primim bucuria, trebuie să împărtășim bucurie. De aceea, unul dintre programele noastre filantropice, pe care l-am demarat chiar în urmă cu 12 ani, când s-a înființat Episcopia Europei de Nord, este intitulat În pace să ieșim, adică pacea și bucuria pe care le primim aici în liturghia bisericii, să le împărtășim și celor care sunt triști, celor care sunt deznădăjduiți,
celor care sunt neliniștiți, tuturor să le împărtășim dragoste, pace și bucurie. Cum putem face aceasta? Sigur, în mod nemijlocit, celor care sunt mai aproape de noi, dar și printr-un telefon, și printr-un mesaj, scurt, că le suntem aproape, cu tot ce putem, printr-o milostenie pe care o putem cu foarte multă rapiditate transmite celor care au mai puțin decât noi. Într-adevăr, bănuții noștri intră într-un cont bancar, dar totodată intră în contul nostru deschis la Banca Cerului. Acolo este adevăratul nostru cont. Acest cont își cere întotdeauna dobânda. Iar preamilostivul Dumnezeu care administrează acest cont, întotdeauna este plin de mărinimie, de generozitate, cum zicea părintele Nicolae Steinhardt. Domnul nostru este mărinimos, este un mare boier, doar dracul, diavolul este contabil. Domnul nostru este plin de dragoste și mărinimie față de noi. Dacă vom face milă, vom primi cu toții milă și vom auzi mânghietoarele cuvinte opuse celor pe care le-a auzit bogatul, egocentric, individualist și lacom din parabola evanghelică care s-a citit astăzi la liturghie, noi vom auzi cuvintele bine, slugă, bună și credincioasă. Peste puține ai fost puse, peste multe te voi pune, intră întru bucuria Domnului tău. Amin.